Discutăm și despre redeschiderea școlilor, școli care ar urma să fie redeschise de la 8 februarie, potrivit celor trei scenarii publicate de guvern și administrația prezidențială. Sunt într-adevăr profesorii pregătiți să revină în școli la predarea față în față, să interacționeze cu elevii? Eu cred că este o foarte bună întrebare. În primul rând, suntem siguri că este 8 februarie, data redeschiderii? Pentru că, ok, sunt cifre vehiculate, sunt date vehiculate, dar vedem contradicția aceasta. Ministrul Sănătății spune una, Ministrul Educației spune alta. Au fost declarații publice până acum. Nu avem un document formal aprobat în acest sens. Adică nu avem o clarificare în toate aceste detalii. Ori această lipsă de privilegiate, din nou revin la ce spuneam, pune copiii și părinții într-o situație, da, foarte, foarte neclară și profesorii de asemenea. Adică asta am și căutat în ultima perioadă, atât eu ca și vicepreședinte al Comisiei pentru Educație din Parlamentul European, cât și colegii mei din Partidul Social Democrat, am cerut clarificări cu privire la aceste aspecte. Cum se va întâmpla acest proces de redeschidere? În ce manieră vom avea un proces bine gândit? În ce manieră ajunge informația la oamenii relevanți? În ce manieră școala poate decide propria soartă, de asemenea extrem de important, comunitatea din jurul școlii. Adică sunt multe lucruri care nu sunt clare. Sunt numai declarații publice. Am văzut un secretar de stat la Ministerul Educației a început să explice într-un interviu de presă ceva care ar fi trebuit să fie scris negru pe alb într-un document oficial aprobat de Guvernul României și disponibil spre verificare, inclusiv spre consultări publice. Ori da, acest lucru pune presiune, cum a spus dumneavoastră foarte bine, pe profesori, care astăzi nu știu pentru ce trebuie să se pregătească. Pune presiune pe școli care poate nu au echipamentele medicale necesare, poate nu au măști suficiente, poate nu au dezinfectant. Cine cumpără? Pentru că în prima instanță au obligat autoritățile locale să cumpere. Ori acum autoritățile locale care sunt afectate și ele economic au bani să cumpere echipamentele respective. Pentru ce perioadă trebuie echipamente? Cine face testarea? Adică e o nebuloasă totală care aruncă sistemul educațional din România dintr-un vid teribil. Și aici, personal, am realizat un document amplu, un document unde prezint cum ar putea să fie realizată această redeschidere cu exemple de bune practici europene. Am avut o discuție inclusiv cu Ministrul Educației, i-am prezentat respectivul document, l-am prezentat și public și acolo am inclus câteva lucruri și o să menționez doar unul important. Testarea personalului didactic și personalului auxiliar. Cât de important este să știm dacă pe 8 februarie se deschid, care este situația în fiecare zi, și care e situația, nu știu, după două săptămâni să ne dăm seama. Au fost copiii afectați, au fost părinților afectați, au fost profesori afectați, ce decizii punctuale luăm. Din nou, lipsa unei strategii, un heirupism total și acest lucru ne afectează pe toți. Adică toată lumea vrea să redeschide, dar să redeschidem și în siguranță este esențial.